Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou gameplay. Gameplay cu Last Day on Earth, după cum știți. În acest episod vreau să raidăm câțiva playeri. Cei care stau pe lângă mine pe aici. Ia să mergem aici în run. Să vedem dacă putem să-i raidăm, să-i spargem casa. Sper ca melodia de pe fundal să nu se audă prea tare, pentru că o să mă deranjeze pe urmă la copyright. E pentru băieții de elită melodia. Sunt aici lângă mine cu poliția și cu jandarmeria. Hai să intrăm peste el să vedem ce se întâmplă aici înăuntru. Ia uite ce zice ăsta în melodia acolo și ăștia sunt lângă mine aici, miroase lumea de-i. Vreți să-i vedeți? Ia stați așa. Ia uitați, și jandarmeria și poliția. Yo. Așa, hai să vedem pe ale noastre cu raidatul. Ce avem aici? Ești nebun? Ăsta și-a făcut turnulețe. Ia să vedem dacă putem intra. Opa. Mamă, și-a făcut totul din piatră, ești nebun. Păi cum să-i mai spar eu casa la asta, mă? Și eu ziceam că raidez și eu, mare, că-i raidez casa la băiatul ăsta, dar văd că, mamă, cât, chiar dacă e single player, ei avansează odată cu mine, dar... uite aici, spargem aici, mă, băiatule. Hai să spargem, să vedem, oricum o să spar câteva hatcheturi aici, câteva topoare o să le consum. Tot, ok, take them all, stai să le dau echip la astea pe mine. Ca să nu mi ocupe prea mult, asta o șterg. Să vedem cum intrăm pe aici. Sper. Ce hatchet mă echip? Trebuie să... aici. Așa, ticul, hai să vedem. Că vreau să raidez acest... Voi puteți să-mi lăsați în comentarii, băieți, că am văzut că sunteți foarte activ. Dacă voi raidați cu adevărat. Nici nu știu unde să spar, câte mai am. Hai că pot să spar și aici și dincolo. Mamă, să spar deja unealtă? Mamă, nici nu știu dacă pot să spar toate. Hai, frate, hotărăște-te unde dai. Că nu pot să le spar pe toate. Mamă, deja s-a spart, hai că am intrat aici. Nu mi se pare foarte interesantă treaba asta, pentru că deja nu mai am unelte, mai am două unelte. Să sparg aici sau acolo să sparg? Nici nu știu unde să sparg, voi ce mă hot... Uite, mai e un chest acolo, sigur mai e un chest. Hai să spargem acolo. Aici vreau să sparg pentru că am mai dat aici. Hai. Hai, cazi. Așa, ticule. Dar și unealta s-a dus naibii. Luăm și cărnița. Ia să vedem ce găsim aici. Furăm tot. Furăm tot, noi furăm tot. Na, hai să-i fac aici, în ciorbă. M-am pișat în ciorba lui. M-am pișat în ciorba lui, ești nebun. M-am pișat în ciorba lui. Conserve, cuie. Fai, nu știu ce să iau, frate. Sunt prea multe chestii aici pe care aș vrea să le iau. Lopata asta, echip. 20 de lemne, am nevoie de aceste lemne. Telefonul îmi trebuie, că am o grămadă de telefoane. Și asta vreau să iau. Nu, asta mă, bă. Asta. Și asta. Și aș mai lua și pickaxe-urile astea, dar nu știu cu ce să le înlocuiesc. Hai, lasă-le acolo deocamdată. O mare mașină, oare pot să-i fur astea? Nu pot să-i fur, păcat. Mare păcat, că-i furam de la ATV-ul ăsta tot. De aici nu pot să iau nimica, că m-am pișat în ciorba lui. Opa, mai e un chest aici. Nu, nu-mi da cu toporul, miroase lumea de tine. Dar de ce nu pot umbla la chestul ăsta? Așa. Rulment, chestii, trestii. Astea am o grămadă, dar nu știu ce să iau de aici. Nu. Bă, nu prea știu ce să raidez, frate, nu prea știu. Deci am spart la omul ăsta toată casa, am făcut și pișul în ciorba lui, aici. O să se supere, îți dai seama că o să se supere, dar asta e.
Chiar dacă e un bot, se va supăra. Când nu mai vii la fel. Sper să nu iau copyright de la melodia asta, fratele meu. Pentru că dacă o să iau copyright, o să fie tare greu pentru mine. Respect la toți băieții pe care se aud pe melodie. Băi, cam asta a fost, băieți. Are, dar nu știu ce se iau de aici. Voi ce ați luat? Uite, de exemplu, mă uit aici la chestia asta, ne uităm împreună și aș vrea să-mi spuneți voi ce ați luat de aici, din partea dreaptă mă refer, și ce ați aruncat din partea stângă. Pentru că deocamdată n-am un nivel atât de avansat încât să știu exact ceea ce trebuie cel mai mult și ceea ce folosești cel mai des. Dar voi îmi puteți lăsa asta în comentarii. Iar în următorul episod am să verific și am să mergem la un nou raid. Iar la noul raid voi ști exact ce să iau în funcție de ceea ce îmi spuneți voi. Acum am să merg acasă, să despachetez tot ceea ce am raidat de la vecinul meu, player nu știu cum, cum îl cheamă, player 127, zombie attack, nu mi-e frică de zombie. Sper să se audă ok, sper nu mai bârie, că de obicei îmi bârie foarte tare, dar de data asta sper să se audă ok. De filmat filmează bine. Hai băiatul. Și de asta vreau să-mi ziceți în comentarii ce ar trebui să adun cel mai mult din raiduri, pentru că mă gândesc să fac câteva raiduri, să-mi strâng câteva chestii, pentru că au playerii. Boții ăștia au destule chestii pe care le iau din joc, nu știu cum le iau, dar le iau față de mine. Eu sunt un pic mai lazy dog și am această lopată în mână cu care dau blană. Ia uite-mă cum dau cu ea și că sunt gropar. Bă, ce aici am un zombie? What the fuck? Mamă, chiar m-au atacat zombie, ești nebun? Hai să mergem pe partea asta. Na 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 na. Mamă, sunt atacat de zombie, ești nebun? Hai să vedem ce pot să las pe aici, pe cutii. Pot să las nimic, am cutiile astea. Hai să vedem, astea pune la colo, aparatul aici. Pielea asta trebuie să o aruncă, nu știu, s-a stricat, era carne, cea, nu știu ce era acolo. Mâncare, așa, la mine trebuiesc. Cuiele astea să le pun aici. Și acum să mergem aici, la lemne. Ăsta nu-i de aici, ăsta nu-i de aici. Ăsta îl punem aici. Pielea las-o aici deocamdată. Lemnele le punem aici, le atacăm așa frumos. Pielea, uite că mai am piele aici și sfoară mai am. Foarte bine. Și acum mergem și să descarcăm și ce mai strângem noi pe aici, cărbune și minereu de fier. Și cam asta a fost. O, pielea trebuie să o pun dincolo. O punem aici, frumos. Nu, astea mă, astea, lasă-le la mine. Astea. Așa, mă, băieți. Mai băieții mei de elită, facem o treabă dechisită. Mâncarea asta lasă acolo și mai punem și astea. Și gata suntem. Aș vrea să mă duc să mă bat un pic cu zombii ăștia, să-i gonesc de aici. Dar nu știu ce damage are lopata asta magică. Dă-mă ceva, dă-mi niște de-astea. Hit and watch. Nu, later. Că mă pune să mă uit la video și n-am chef să bag acum pe... Dar unde sunt zombii astea? Îi văd pe zombii. Oare dacă am venit aici nu m-au mai atacat, băiți? A, mi-au spart aici, mă. Ce vorbești, mă? Spre ce vorbim? Am să o repar imediat. Cam asta a fost și acest episod, băieți. Am raidat un player, ați văzut și voi, am spart zidurile frumos. Știu că și voi faceți asta destul de des, dar acum ați văzut-o și la mine. Am făcut și treaba mică în mâncărica lui. Ăsta o să fie thumbnail-ul, să-l pun așa frumos când fac pișulică la el în ciorbică. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vreau să lăsați în comentarii ce lucruri ar trebui să iau de acolo, ce lucruri trebuia să iau de acolo cel mai, care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le iei atunci când raidezi. Și până în următorul episod, vă rog să lăsați comentarii ceea ce ar trebui să fac pe, nu știu, să vânez mai multe airdrop-uri, să mă duc în pădure, să farmez mai mult, să încerc să fac level. Vedeți că aici mi s-au strâns și scânduricile. Cam asta a fost, băieți, eu sunt Pericol, mă știți, care nu mă știe sunt după el.
Și până în următorul episod, vă doresc numai bine. Și nu uitați, pentru cei care sunt noi pe canal, să lăsați și voi un like la acest video și dacă vă place, puteți să dați subscribe și să vă uitați peste canalul meu ce jocuri mai am pregătite pentru voi. Vă salut și mult respect, băieți!